Potrivit unui studiu publicat de Econtext, Hunedoara ocupă poziția a treia după București și Cluj într-un top al județelor din care provin miniștrii din guvernările de după 1989. Potrivit analizei Econtext, Ardealul și Muntenia continuă să fie în pole position la numărul de miniștri pe care i-au dat țării după anul 1989. La departajarea pe județe, Hunedoara ocupă poziția a treia cu 9 miniștri post-decembriști. Aceștia sunt Teodor Meleșcanu, Ioan Ovidiu Munteanu, Gheorghe Barbu, Dan Motreanu, Iuliu Winkler, Caroi Borbei, Monica Iacobriții, Ioan Botiș și Gheorghe Pogea. Județul nostru este urmat de Prahova cu 8 miniștri și Brașov cu 7. Studiul mai relevă faptul că, în total, 15 guverne au condus România din 1989 și până în prezent. În privința numărului celor care au deținut funcția de ministru sau prim-ministru, în acest timp este vorba despre 242 de persoane.